florito trandafir. Acasă mă așteaptă cineva și pot citi în dulcile priviri. Atât de dor ne-a fost de a ne vedea, atât a timp s-a scurs pe undeva, cumva. O grada ți este plină de amintiri și ascunde în umbra ei povestea ta. Și într-un glas cu ea și tu respiri, aș vrea să pot s-o simt și eu așa, așa cum o simțeam și eu cândva, cândva. Vreau să mă întreb în șoaptă lângă nucul de la poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă nucul de la poartă, cum se-ți bate inima de dor. Mersul mi l-ai cunoscut, dar mai grăbit mă duci spre casa mea. Pășesc de parcă aripi mi-au crescut, atât de mare dorul mi-e de ea. Ascultăm cum se zbate inima, ea. Din iarbă verde s-a țesut și verde s-a făcut și via ta. Păcat, dar anii care au trecut nu pot rămâne verzi oricât aș vrea. Se-i pot opri, nu e în puterea mea, aș vrea. Să mă întreb în șoaptă lângă nucul de la poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă nucul de la poartă, cum se-ți bate inima de dor. Vreau să mă întreb în șoaptă lângă poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă nucul de la poartă, cum se-ți bate inima de tot. Eu astăzi am o onoare să fiu în fața voastră. Am vorbit despre voi săptămâni întregi cu trei copilași. Toți trei îmi povesteau de ce sunteți voi atât de importanți pentru ei. Toți ei au amintiri atât de frumoase legate de copilăria lor. Ei îmi povesteau despre o femeie senzațională care împarte cu ei în sânge și care a ales cu sufletul un bărbat care le-a devenit un om atât de apropiat. Doamna Maria, domnul Ilie, astăzi de departe primiți un mesaj. Astăzi trei copilași deja cu familie s-au gândit să vă facă ziua mai frumoasă. Astăzi ei au zis: acasă au rămas cei mai apropiați oameni, oamenii pe care îi vrem să-i vedem sănătoși și veșnic îndrăgostiți de această viață. Astăzi vrem să-i felicităm pe doi oameni care nu ne sunt unchi și mătușă. Ei ne sunt ca niște părinți, ei ne sunt bunei noștri. Astăzi, de departe, din două țări diferite, din absolut diferite, aceștia și-au pus gând curat pentru a vă felicita și iarăși am sânge în închei. Astăzi multă lume o să vă spună la mulți ani. Astăzi multă lume o să vă laude, însă puțin dintre ei o să vă spună mulțumesc. Astăzi, îngenunchiat în fața voastră, am să spun mulțumesc din partea lor.
Mulțumesc că ești al nostru. Mulțumesc că ai un suflet atât de curat. Mulțumesc pentru faptul că în copilăria noastră toți trei am avut un vânel. Prin prisma dumneavoastră am simțit ce înseamnă să împărțim un sânge cu un om atât de special. Ne-ai învățat ce înseamnă munca și știam când intram în această ogradă că aici sunt oamenii care ne așteaptă. Masa matale mereu era plină cu bucate pentru noi. N-ai jelit niciodată, nici măcar, acea bumbunică pe care o aduceai de la magazin și o împărțeai în trei bucăți. O dădeai celor care te iubeau atât de mult și care o fac și peste ani. Am crescut și n-am uitat niciodată de bunătatea pe care ai oferit-o. Ne-am căsătorit și am făcut copii și copiii. Știu, atunci când vin acasă, să vină mereu și în această ogradă. Astăzi de departe, vreau să spunem nu doar mulțumesc, dar și cu dragoste să te îmbrățișăm sufletul și să te mai rugăm să păstrezi sănătatea, să păstrezi viața și să rămâi aici, în acest prag, așteptându-ne să venim acasă. Astăzi o să-mi permit să vă numesc nu doar bunele. Astăzi am să vă permit să vă numească părinți. Fiindcă am zis, pe această lume avem două perechi de părinți. Cei care împart cu noi același sânge și cei care s-au comportat cu noi. Tot ca niște părinți. Astăzi, de departe, s-au gândit trei copilași să vă spună mulțumesc și la mulți ani. Și eu vreau mult de tot să-mi spuneți cum se numesc acești trei copilași, fiindcă voi știți bine la nume, nu? Cum îi cheamă? Cine să fie? Iată, chiar încercați să vă dați seama, care au copilărit aici, nu? Pe lângă voi. Cum îi cheamă? Care era? Nina, Tatiana și cel mic, Mihai, nu? Mișa, Mihail, așa. Și atunci când ei au crescut, s-au îndrăgostit, nu? S-au îndrăgostit de cei mai demni dintre toți bărbații. Nina s-a îndrăgostit de Iurie, da, nu? Da. Tatiana de cine? Alec. De Alec. Și Mihail și-a adus în casă soție. Cum o cheamă? Marina. Marina. Și știți ce au zis? Copiii noștri îi numesc cu sufletul bunei. Să îi numim și pe băieți și pe fete. Bine că aveți trei băieți și trei nepoți, nu? Așa, trei nepoți și trei nepoate. Și acolo este Alina, Alexa, Mirela și băieții. Îi spuneți dumneavoastră numele, bine? Marcel. Bravo. Și Dan. Și Dan, bravo. Venuț, ele, da. Și ce ar fi un bărbat îndrăgostit dacă n-ar fi o femeie care să-i bucure ochiul? Mulți ani, mulți ani. Și cred eu că au fost mai mult de 50 de ani v-a bucurat ochiul această femeie, nu? Și ne-a rugat atât de mult cei apropiați ca cadourile noastre să înceapă cu un buchet de flori pentru o femeie senzațională, care știu să vă susțină și la bine și la greu și ați trecut în această viață prin multe împreună cu ea. Dacă îmi permiteți, domnul Ilie, să nu dau eu acest buchet de flori din partea celor apropiați, din partea Ninei, din partea Tatianei și din partea lui Mihail. Dar să oferiți dumneavoastră buchetul acesta pentru doamna vieții voastre. Îmi permiteți să cer acest lucru? Păi, astăzi am împărțit acest coș cu fructe din Germania și cu fructe din Franța și cu un vin spumant francez pentru dumneavoastră. Fiindcă apropiații voștri au zis că la această vârstă aveți de toate, aveți oameni dragi, aveți curte, aveți soții, aveți tot ce aveți nevoie pentru o fericire. Și vă roagă apropiații voștri sănătate. Unchiul, să fii sănătos, să fii fericit și te rog mult de tot. Dumnezeu are planuri grandioase pentru tine și o să te păstreze pe acest pământ până la 120 și încă un pic. Din această cauză, fiecare zi să mănânci aceste fructe, fiindcă și strănepoții noștri trebuie să te cunoască așa cum te-am cunoscut și noi pe tine. La mulți ani! Nu
nu există nimic mai bun pe această lume pentru voi doi decât înghețată. E adevărat? Și știți, am ajuns să cumpărăm și fiecare din nepoții voștri, atât Mihail, cât și Tatiana, și Nina, și Marcel, și Ion, și Dan, și Alina, și Alexa, și Mirela, au pus câte o înghețată, după gustul lor. O să spuneți deja mai târziu, după ce o să le gustați pe toate, care este mai bună. Sau a Mirelei, sau a lui Dan, sau a lui Ion. Bine? O să le spuneți a care gust vă ia mai apropiat. Dar atenție, domnul Ion, vă rog frumos să vă împărțiți cu soția dumneavoastră. Bine? Deci, dacă gustați dumneavoastră, vreți să neapărat îi dați o gustă și ei. La mulți ani pentru Ari, să știți. Mulțumesc! Rășăm în grădină, cum să stăm? Noi i-am prins cu sapa în mână, fetelor! De ziua lui de naștere, la 80 de ani, ce face un om? Ce face un om? Oare se odihnește? Nu! Și-a luat sapa, o ascuțită și s-a dus în grădină. Așa și m-am gândit că o să-i găsiți acolo. Eu tot încerc să-i spun, domnul Ilie, poate dați un sărut la doamna Maria, a fost foarte modestă și a zis, nu, 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 nu. Dacă cereți voi, oare o să se sărute? Nu? Nu? Domnul Ilie? Nu? Ce cât de rușine! Da, da, așa în secret, când nu-i nimeni, o mai sărutați, mi-ai dați un sărut așa. Trecut oameni. Fetele mele! Prin anii mei vezi timpul cum alargă. Eu, tată, deja mare am crescut, dar primul pas, cel din copilărie, tată, către tine l-am făcut. Îți mulțumesc că datorită ție eu astăzi trec prin viață mai ușor și pentru cale tale sfatul ajutat să-mi fac un viitor. Ești cele mai scump, cele mai sfânt, îngerul meu pe pământ. O parte ești din viața mea, părinte drag. Ai stat dacă aș putea, ți-aș da din anii mei câțiva, să fii mereu în viața mea alătura. Ai plâns pe-ascuns să nu te vadă nimeni, m-ai ocrotit de lacrimi și de rău, m-ai învățat în viață să fac bine, să cred în mine și în Dumnezeu. Nu am răsplată pentru a ta răbdare, dar la povara anilor ce vin, eu îți voi fi mereu aproape, la bine și la greu să te susțin.